Salve, dudes, și bine ați venit la un episod de Farming Simulator 22 pe Barbă Neagră. Fraților, suntem pe End Creek din nou pentru că avem o grămadă de treabă de făcut aici. Trebuie să eliberez terenurile și cred că am să renunț la unul dintre ele pentru că nu-mi place din nicio culoare. M-am plâns și data trecută și cred că ar fi cazul să încetez și astfel o să renunț la el. M-am urcat aici în Senior Fan 2050 și mergem de îndată să cuplăm una dintre remorcile mele aici care strâng paiele, pentru că avem de strâns paie pe un teren, după care trebuie să renunțăm la baloți. Așa că, fraților, pregătiți-vă pentru agricultură de asta de câmp. Este o zi însorită, este aproape ora 2, fix când este cel mai cald. Și întâmplarea face că și în real, în momentul de față, eu pe aici am niște grade de doamne. Am 24 de grade plus. Și genial, în sfârșit, a venit căldura. Deși uneori regret. Acum am ventilatorul băgat. Și genial, de-abia așteptam treaba asta. Nu știu, mie soarele și căldura îmi dau chef de viață, îmi dau chef de a face lucruri. Cum e înnorat, poate să fie și vară, dar dacă e înnorat, îmi pierd tot cheful de a mai trăi în ziua aia. În sensul că nu-mi vine să fac absolut nimic. Nu știu dacă mai sunteți și voi așa, dar mă oftic de moarte pentru că pur și simplu mi se duce toată energia pe ziua respectivă, indiferent de ce planuri aș fi avut. Și în zile ca astea, de nori, cum am avut săptămâna trecută, e bine, obișnuiesc să mă uit la podcasturi, să o lălăi așa un pic, să mai termin din desenele pe care le mai am de făcut, dar nu am chef să fac treabă de-aia productivă, energetică și de obicei zilele sunt cam pierdute. Dar aflu chestii interesante prin podcasturi și am aflat și niște chestii. Eu am un interes foarte mare în tot ce ține de UFO-uri, adică OZN-uri și viața pe alte planete, intergalacticele și așa mai departe. Mă pasionează foarte mult treaba asta și probabil din cauza că este unul dintre cele mai, dacă nu cel mai mare, de fapt nu, este din punctul meu de vedere al doilea cel mai mare mister din lume, după cel care spune, hei, de unde venim noi? După ăla, treaba cu extraterestrii mi se pare al doilea cel mai important, să zic așa, sau cel mai interesant mister pentru mine. Și am aflat și niște chestii, spre rușinea mea, regent, pentru că am fost foarte concentrat până acum să caut informații în cele mai dificile locuri și să fac săpături unde nu prea te-ai gândi să te uiți, pentru a afla informații cât mai inedite. Și recent am aflat niște informații de la un podcast de-a lui Joe Rogan. Și până acum, recent, așa nu obișnuiam să-l urmăresc, dar partea asta pe care am văzut că și el o favorizează foarte mult, partea asta cu extraterestri în staff, am văzut că e destul de populară, populară nu în sensul de vizualizări, ci populară în sensul că are el mult content cu privire la asta, invitând foarte mulți oameni cu credibilitate. E bine, unul dintre oamenii ăștia este Bob Lazar. Bob Lazar este un tip care a lucrat la Area 51 și este un tip de care eu am auzit din copilărie. Este un tip care acum 30 de ani, și o să vă spun de ce vă spun asta, pentru că informația mi s-a părut super tare. Și văzusem pe Discovery acum multă vreme, cred că dinainte să am internet, prima dată aflasem de Bob Lazar. Și a fost practic un, hai să zicem, defector, dacă vrei, sau un tip care a spart pur și simplu tăcerea și a spus, hei, uite, eu am lucrat la Area 51, guvernul m-a angajat să lucrez la a da seama cum funcționează sistemul de propulsie al unor OZN-uri. A zis că și pentru el a fost foarte șocant toată experiența asta, bineînțeles că nu se aștepta. El a fost luat de la un... tot așa, el lucra în domeniul științei și era foarte bun și era un expert în sisteme de propulsie. Și de asta a fost angajat special doar pentru a-și da seama ce sisteme de propulsie funcționează pe o navă spațială. Acolo, la Area 51, el a văzut 9 astfel de nave spațiale de forme diferite și, bineînțeles, a intrat în lux de amănunte, cum erau, cum se comportau, ce materiale avea și așa mai departe. Foarte multe speculații, pentru că erau multe necunoscute, evident, dar atâta timp cât a studiat acolo, a putut să afle câteva lucrușoare, deși a spus că le-a fost foarte greu, pentru că nu era nimic cunoscut omenirii. Dar ce mi s-a părut mie
interesant în toată treaba asta, pentru că știam toate lucrurile astea, nu era chiar așa o chestie foarte, foarte interesantă pentru mine. Ce mi s-a părut mie super interesant e că a fost întrebat, hei, dar de unde au venit, știi? Adică că dacă s-ar fi prăbușit pe planetă, n-ar mai fi fost intacte navele spațiale, da? Și atunci n-ai fi avut ce să mai studiezi, pentru că el a spus că unele au chiar și funcționat. Deci au reușit să le pornească. Și aici mi s-a părut interesant că lui s-a dat impresia că aceste OZN-uri sunt foarte vechi. Foarte vechi pe pământ. Deci au fost găsite prin săpături arheologice. Nu am găsit noi omenirea OZN-uri prăbușite și nici extraterestri, ci pur și simplu le-am descoperit în pământ de poate mii de ani, dacă nu chiar și mai mult. Și aici mi s-a părut foarte interesantă treaba, pentru că are, știi, orice chestie. Bineînțeles că, na, când îți place să crezi o chestie, găsești mai ușor o logică. Și asta chiar mi se pare o logică. Adică chiar mi se pare că este logic să găsești prin săpături arheologice astfel de nave, mai ales că erau 9 la număr, 9 a fost el în hambar, ele poate sunt mai multe. Și așa se explică de ce nu au în posesia lor, adică guvernul, da? De ce nu au în posesia lor extraterestri, spre exemplu. Și pe aia te gândești, ok, dar de ce că doar ăștia din America găsesc tot timpul chestiile astea și nu găsesc și alte națiuni? Ei bine, am făcut ceva asemănător și aparent găsesc și alte națiuni. Dar, în mare parte, chiar ieri am văzut o poză cu niște soldați ucrainieni ce săpau să facă trenches, tranșee pentru războiul lor ce se duce acum, jegul ăsta de război inițiat de ruși. Și, practic, oamenii au săpat niște tranșee și au găsit, am văzut poză cu ei, au găsit niște ulcioare mari din lut. Acum, nu știu mai multe informații, de când datează, cred că nici ei nu știu, pur și simplu le-au găsit și le-au fotografiat și în momentul de față, în situația asta, suntem. Dar uite un exemplu, adică să sapi un tranșeu, care un tranșeu duce la un metru adâncime, un metru jumate max, cam așa e un tranșeu de adânc, și să găsești astfel de ulcioare, acum, îți dai seama că astfel de țări nu sunt foarte... Auzi, hai să facem o chestie. Vreau să... Da. Două secunde, facem o mică pauză de farming, pentru că mie îmi trebuie un tractor ceva mai fâșneț o leacă. Ăsta este dita mai tractor, are dita mai greutatea pe față. Uitați-vă și voi cam cât de mare este. Roata din spate e mai mare ca mine, de fapt. Ia uite-te. Este imens, așa că aleg să închiriez un nou tractor pentru a-l pune la lucru cu baloții, pentru că vreau să rezolvăm situația. Avem foarte mulți baloți. Like, super mulți baloți. Așa, și dacă ăștia au săpat acum și au găsit fucking ulcioare, vă dați seama că majoritatea țărilor sunt atât de concentrate pe a-și reface... A, uite, hai să încercăm cu asta. Dacă are lights, glasses, steering, attachers, front loader attachment, ia uite-l aici. Bun, ăsta este un Valtra și este un Valtra pe care eu l-am băgat mod. Nu știu exact cât de bun e, dar îl vom testa acum. Și vă dați seama, națiunile astea, mai ales mai sărăcăcioși așa decât America, care nu au un buget foarte mare pentru explorări, nu au posibilitate să găsească. Ele sunt concentrate, națiunile astea, să își rezolve propria lor economie, să fure de la cetățeni și așa mai departe. Așa că, dacă stai să o gândești așa, e de înțeles de ce găsesc doar americanii, pentru că ei au o grămadă de programe special construite doar pentru fie avansuri în tehnologie. What the fuck, oie? Ați mai văzut așa ceva? Că eu nu. Ce lat e, Jesus! Fie cane spacing, cane de la sugar cane, maybe. Și da, de asta are și mai mult sens. Plus de alta, America este extraordinar de mare. Este foarte, foarte mare ca și continuare. Și de asemenea, americanii sunt băgați în multe, multe alte țări. Deci, oricum, au oameni pe peste tot și când se descoperă un iz de ceva în altă țară, ei imediat au venit, pac, și-au acaparat treaba. Și e că nu știm dacă cele 9 nave spațiale sunt fix din America sau sunt de pe peste tot din lume. Și aici, într-adevăr, are sens. Vreau greutate frontală? Nu vreau, dar uite cât de fucking awesome e cu Protection Grid. Doamne, câte opțiuni are!
Asta e o frontală pe care nu am mai văzut-o până acum. Asta e genială. Yo, de baloți nu ai? Nu avem. Sau weights. O să dăm pe standard pentru că eu nu caut acum așa ceva. Wheel weights, da. Vreau niște greutate pe spate, 320, avem 640, 960, pentru că o să vedeți de ce întrebe greutate pe față, pe spate, pardon. Steering wheels, model 1, steering wheels, ăsta de aici, ok, stai așa că vreau la glasses, vreau așa, stai să vedem steering wheels, băi, nu mă așteptam să aibă chiar atât de multe opțiuni, holy shit, front loader, băgăm un hour. Fuck it, băgăm un hour, engine setup 195, ne ajunge, e ok. Stai așa, unde aveam eu, rear cabin design, attachment, steering wheels, ia, 1, ăsta e gri, ăsta e negru, îmi place mai mult negru. Rear cab design, ăsta nu înțeleg, poate aici, cu plate, cu ăstea, descrie Valtra and stuff. Ok, o să lăsăm cu Valtra logo, restul le voi lăsa așa, îmi plac, cred că am să bag la rim car ceva griulescu, mamă, și... counterweight color. Putem să schimbăm și pe asta, man. What the fuck? Uite cât de frumos l-am făcut. Jesus! Îl vom încria pe ăsta pentru 7.000. Dacă o să-mi placă, o să fac niște bănișuri și am să-l cumpăr, man. Că ești interesant. Și de asemenea o să mai închiriem și un front loader. Eu am unul de balos pe care am să-l folosesc. Este un pic că poate am un front loader pe aici. Hotel pe băiat, dar ești very nice. Ce grande e. Ok, se aude motorul ca și cum ar avea ceva forță. Are aproape 200 de cai. Suspensii frumoase. Nice, se conduce foarte ușor. Asta îmi place, 55 de km pe oră viteză de transport. Decent, nu este rău deloc. Mi se pare că unghiul de întoarcere este un picuț cam larg. Mi-aș fi dorit să fie un picuț mai strâns. Dar ne descurcăm și așa. Așa, trebuie neapărat să iau un Bauer de la front loaders și o să luăm un Hauer, pardon, și luăm pe ăsta Babanus la 612 euro, cole așa. Da, mă, și mi s-a părut super tare chestia asta cu... ce suburb fain are! Dar le are cum mai bine, le are băgate prin caroserie, cumva. Ce chestie! Chestia asta cu că datează de atâta vreme. Și dacă vă întrebați, hei, ce a găsit ăsta la sistemul de propulsie? Păi și-a dat seama că el și cu partenerul său, pentru că a avut un partener, și-a dat seama că funcționează printr-un câmp de gravitație autogenerat. Și explicați-l acolo că dacă reușești să generezi propriul tău câmp de gravitație, atunci legile fizice nu ți se mai aplică în mod normal. În sensul că dacă ai propriul tău centru de gravitație, nu mai nici măcar... cum se numește sistema, numai inerție, spre exemplu, așa că poți să schimbi viteza, direcția la viteze foarte mari și nu mai ai inerție, știi, pentru că acum dacă mergi într-o direcție foarte rapid și după aia o schimbi brusc în altă direcție, automat inerția te face să, știi, să continui direcția ta inițială. Pe când dacă ai câmpul tău de gravitație propriu, poți să ocolești cumva treaba asta. Da, mi s-a părut super fucking interesant, pentru că toate lucrurile pe care le spunea erau super tehnice. Și știam de treaba cu Bob Lazar și cum el a spus că, hey, există nave extraterestre și că spunea el că a lucrat la Area 51, dar nu știam chiar atât de multe detalii și nu știam de asemenea niște detalii foarte importante, precum faptul că ceva ce el a spus acum foarte multă vreme s-a adeverit... la 20 de ani după, aproximativ. În sensul că toată lumea l-a întrebat atunci, opa, de ce nu merge asta? Așa, și asta? Trebuie să închidem. Of, doamne, cosplay-urile, of, ești tu bun când funcționezi. Man. No, don't do me like that. Păi da, dacă nu mai pot să mai controlez asta. God damn it, o fi din cauza că e Bauer. Fii atent. E din cauza tractorului. Ok, pot să deschid. What the fuck? Deschide și capota, man. Yo! Ce tare! E nasol că trebuie să schimb de fiecare dată pe ele. O schimb pe asta și pe o schimb pe cealaltă. Asta nu-mi place. Genial, acum nu pot să controlez absolut deloc furca. Ok, vedem dacă mă supără treaba asta, am să renunț la ea. Dacă nu mă supără, evident am să continui. Și este vorba despre elementul 50,
51, 31, 81, mai știu. Elementul 51 sau ceva de genul ăsta, e vorba despre un element care cumva ar fi responsabil de, eu știu, posibilitatea de a avea o navă propria sa, propriul său câmp gravitațional, știi? Și acest element de care spunea Bob Lazar acum ceva vreme, acum 30 de ani, măi, nu a existat, știi, atunci. Am, da, mă, uite, vezi, e un pic problemuță cu asta. Este să vedem. Nu știu dacă ăsta are autoload sau nu. O să vin cu un alt tractor să-l cuplez. Și elementul ăsta care era responsabil, știi, e un element chimic și nu exista când el a vorbit despre chestia asta. E, cam în 2015, dacă nu mă înșel, undeva pe acolo, oamenii au descoperit acest element chimic. L-au descoperit, mă rog, destul de dificil, dar au descoperit existența sa. Și atunci, vă dați seama, credibilitatea lui Bob Lazar a crescut și mai mult, pentru că, na, puii mei, omul a vorbit despre un element chimic care acum 30 de ani nu a existat și în 2015 a fost descoperit. Deci, știi ce zic? Informațiile astea le-am aflat recent și mi s-a părut super interesant. Like, bro, de ce nu se pune mai mult accent pe treaba asta? Băi, nu merge, man. Nu merge, fii atent. Urât, bă, urât, urât. Speram și eu. Și am impresia că frontloaderul la tractor nu funcționează foarte bine din cauza că e... Oh, da, direcția asta pe spate este absolut genială. Nu funcționează pentru că am și IC control la el, gen pot să controlez geamurile și așa mai departe și am impresia că se bat un picuț cap în cap controlele între ele. Hai să optăm pentru altceva. Atunci când zici blocat, trebuie să gândești un pic outside the box, în afara cutiei, să zic așa. O să-mi pun rigitracul aici pe care îl ador, apropo, deci îl recomand pentru munca la animale, este excelent, este absolut excelent. Asta este rigitracul Baban, cel care nu funcționează pe electricitate, ci pe motorină. Din păcate, mi-aș fi dorit totul să fie electric. Așa, hai să vedem o chestie, stai așa. Chiar am impresia că am făcut ceva interesant pe aici. O să mă duc prima dată și prima dată la Bayloaders, scole așa, și observăm, avem... Astea nu cred că sunt autoload, nu știu sigur, dar am impresia că nu sunt. Astea ar fi trebuit de la Ponge să fie. Autoloader, uite-le aici, și astea încarcă de toate. Ok, deci avem unul aici, doar că nu înțeleg cum încarcă el separator, what the fuck? Cum încarcă el drepte, că mi-arată aici că sunt baloți rotunzi și dreptunghici. Cum încarcă ăsta dreptunghici? Stai așa, că vreau să mai uit la ceva. Vreau să testăm și asta, pentru că mi se pare super interesantă. Și am mai băgat ceva platformiță, dacă nu mă înșel pe aici. Op, 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 arat, tat, tata. Asta ar trebui să aibă. E autoload și poate fi condusă de o Scania, ce e absolut genial. Așa și altceva. Da, vreau să testez remorca aia neapărat. Remorca aia. Dacă nu merge, o luăm pe asta. Dar până una alta, hai să o testăm pe aceasta, dacă toți suntem la capitolul ăsta de testing. Costă și foarte puțin. N-am să iau separator, că poate încurc cumva, deci nici nu știu. Ok, o să dau un list ăsta. Ok, și hai să luăm noul tractor. Îl testăm, nu o să renunț la el chiar așa. O să deschid un pic geamul dacă tot vrea chestia asta. Și mergem să cuplăm remorca. Sper să funcționeze cu tractorul ăsta de la Valtra. Mă, se aude foarte mișto, arată mișto, are foarte multe opțiuni. Dar dacă are probleme de-astea la controlele de autoload, păi n-am să mă bag la el. Ia să vedem din interior. Bă, și din interior se vede foarte mișto. Volanul este complet rotund, spre surprinderea mea. Uite-l. Avem aici o grămadă de controle. Avem animații, animații pe pedală, animații ambient aici, uite-te și tu, la mâner. Bă, da, are. Deci pe interior este făcut stelar. Wow. Mamă, și volanul ăsta rotund, ia uite și tu. Yo! Când am mai văzut unui volan perfect rotund la un mod? Nu mi-amintesc ultima dată când am văzut treaba asta. Nu-mi place totuși parasolarul. Aș fi vrut să nu existe, ca să pot să văd și în față. Și cred că am să las frontloaderul ăsta deocamdată pe bară. Așa, ca să nu mă încurce foarte mult. Cred că am să las... Dă-te-mă de aici, sacule. Prima dată îl voi selecta. Pus jos.
L-am de completion. Ia să vedem. E, altfel se vede botul acum, ia uite. Mamă, ce-mi place din interior. Îmi place mult când se văd roțile, știi? Nu știu de ce. Dar e și ușor de controlat când vezi roțile. Bun, și asta ar trebui să fie remorca. Acum, cum Dumnezeu funcționează o astfel de remorcă? Habar n-am. Uite, cu tractorul ăsta nu merge. Vezi? Dacă o selectez pe ea. Activate autoloading. Oh my god, fii atent că merge. Dar uite, eu selectez... aici cred că sunt probleme, fii atent. Dacă uitați în stânga sus, eu am selectat remorca. Și dacă apăs pe click, tot geamul îl pot controla. Și ușa de asemenea. Mă, uite, ce mișto are și sunete foarte mișto. A, uite, parasolar! Oh, mă, că... Parasolarul. Du-te în căcat. Bro, e foarte mișto tractorul ăsta. Ce ai? Și aici capota. Avem și animația la motor, oh my god. Deci ăla e cam mai mult radiatorul, dar poate vibrează din cauza faptului că e pe motor, cine știe. Băi, foarte mișto, ce tare. Ok, asta îmi place. Dacă merge și autoload-ul, genial, o să fac bani de această Valtra. Bun, urați-mi succes cu autoload-ul, că dacă nu merge, nu o să încarc manual toți baloții aia, chiar nu-s nebun la cap. Am foarte, foarte mulți bani, o să vin să mai strâng și niște paie. Așa de obișnuit să fac. Fac așa, gen 30% din aia, 30% din aia, până când le termin pe toate. Pentru că altfel înnebunesc. Așa, activate autoloading. Bam! Deactivate. Ia mă să vedem cum se încarcă. Yo! Deluță! No! Uite cât de fain! S-au pus și chingile complet automat pentru transport. Bine, sunt chingile puse să mă oram asta, deci... Doamne, doamne, adică spă peste tot. Jesus, știi că e un ham de la sexual la cât... Bine, intru prea mult în detalii. Jesus! Ok, și dacă dăm din nou, se pare că putem să încărcăm și pe o parte și pe alta. Pick up space. Bro! Ce este această remorcă? Cum de este atât de avansată? Tocmai ce vorbeam de extraterestri în staff. Ia. Yeah. Hați, și s-a pus cu kingi. E prima dată când testez o remorcă care îți pune kingile automat după ce a dat load la un balot. Excelent. Sunt curios de limită. Că zice că în momentul de față 24 de tone 100%, ceea ce nu cred că e 100%. Hmm. Da, deci nu mai are. Mi arată 100% în continuu. Dă-te-mă balotul de aici. Jap! Oh my god, cât de ușor! Dacă aș face rânduri mai înguste, aș putea să venim cu remorca asta și pe stânga și pe dreapta. Ok, în momentul de față... A, bă, nu, uite, avem decât 6. Sunt curios de unload. O să facem și treaba asta. Întoarcerea de asemenea este foarte... Uite-te la unghiul de întoarcere, este foarte mare. Este peste 90 de grade. După cum bine vedem, zici că 160-80... Man! 180 de grade, aproape, serios, vorbim serios, care dublă direcție și la punctul de cuplaj la tractor și la roata aici, colea așa, la remorcă. No, cât de tare! Și greutățile astea, mamă, dar ăsta e făcut Blanao, boss. Deci ăsta este făcut Blanao. Jesus! Ok! Ok! Cred că am motiv să strâng bănișori acum ca să-mi iau băiatul ăsta și remorca de asemenea. Se pare că dacă ies din tractor, îmi decuplează autoload-ul și nu mai este activ. Trebuie să-l reactivez. Mamă, dar chestiile astea cu pick-up space-ul, adică mi se pare next level shit decât să anticipez eu cam pe unde ar fi zona de load și să mă poziționez pe acolo, îmi arată pur și simplu. Ia să vedem în spate. Ok, încă îmi pune. Chiar mă întrebam, zic, bă, dar cum îi pune pe ăștia drepți? Uite că are cum. Genial. Problema e cu astfel de remorcă că nu prea pot să dau în spate. Prin nu prea mă refer că nu am cum să dau în spate. E foarte dificil spre imposibil. Dar, bă, să-mi pune ea kingile automat să-mi trebuie să le mai pun eu. Mersi, fain. Mersi, fain. Ia uite și tu interior, tată. Ia uite și tu interior. Jesus. Mamă, mamă, de plăcere. Ia uite. Și poți să mergi așa aici și să te uiți cam pe unde pică punctul de încărcare.
Așa pot să anticipez foarte ușor din interiorul tractorului. Ia uite. Jap, l-am înhățat. Cât de fucking tare. Jeez, man, ce am descoperit aici. Hats. Și asta cu volanul rotund, doamne, deci așa... E așa mulțumitor, sufletește că e rotund și funcționează foarte bine. Mamă, dacă ar mai încărca încă un level. Am 148 de tone 500 acum. Mamă, ce întoarcere. Ok, da, îmi place mult. Vreau setup-ul ăsta pentru baloți de acum încor. Deci vreau să-mi cumpăr asta. Ce vedeți voi aici, eu vreau să o cumpăr. Tot asta. Vreau să fie a mea. Vreau să strâng bani pentru asta, man. Cred că o să ne băgăm un picuț pe Siri și pe viitor, pentru că mi se pare genial. Și uite-te și tu. Am mai făcut încă un level. Oare mai face încă unul? Cred că exagerez, nu? Nu știu. Hai să vedem cât face. Fuck it. Testăm maxim. 5, man. Și poți să te uiți și în spate și în față foarte repede. Poți să joci realist dacă vrei. Deci cum joc eu acum super realist. Ia uite. Ați. Mă rog. Haterii ar spune că autoload-ul nu este realist. Eu spun doar că ține locul la multiplayer autoload-ul. Ok? Ăla s-a încărcat. Mamă, nu știu sigur, este un pic. Ăsta? Oh, se încarcă de luță, se încarcă. Ok. Ușor aici. L-a luat. Și mai avem două slot-uri libere. Hai să vedem dacă le ai și pe astea. Mă rog, pe astea le ia, dar nu știu după aia dacă va continua cu alt patrulea rând. Oh! Și faptul, încă o chestie foarte mișto de super fucking apreciat. Asta, deci pe mine mă dă pe cap. Peste cap, pardon. Nu pe cap. Este... faptul că... Man, a tras frâna de mână. Man, ce e asta? Ia fi atent. Cobor. Ați auzit asta? E frâna de mână care a fost trasă după ce eu am coborât din tractor. No, cât de tare e chestia asta. Și aici, faptul că avem baloții mai jos de roată, da? Mai jos de vârful roții, avem un centru de greutate foarte coborât spre deosebire de alte remorci. Așa că posibilitatea mea de răsturnare este mai mică decât la alte roți. Ceea ce din nou îi crește practicalitatea acestei remorci. Excelent. Ce mă sperie pe mine e că deși pe spate este lată la punte, adică roțile au ceva distanță între ele, în față roțile nu mai au așa mare distanță între ele, așa că sper să nu avem probleme cu răsturnarea pe viitor. Dar ceva îmi spune mie că remorca asta este atât de bine făcută încât nu vom avea astfel de probleme. Ei, acum, fraților, hai să vedem dacă mai încarcă baloți. Eu cred că nu. A venit. Wow, deci, corect, am avut dreptate, pentru că este o remorcă atât de bine făcută, era logic să fie și realist construită. Și mi-apare fully loaded, fii atent, faptul că nu mai pot să mai încarc. No, cât de tare e treaba asta. Și acum mergem și hai să vedem dacă putem descărca la fel de frumos precum am încărcat. Doamne, e o descoperire excelentă pentru mine treaba asta. Mi se pare că baloții strâng cu o super fucking mare plăcere în momentul ăsta. Ce mi-aș dori să găsesc este o balotieră care să meargă un pic mai repede. Până acum m-am balotat la 17 km pe oră, ceea ce e decent, doar că mi-aș fi dorit un minim de 25 și 30 ideal chiar. Și nu am găsit până acum una care să și funcționeze foarte bine. Ia să vedem semnalul. Funcționează la asta bine? Da, e uite semnal dreapta. Genial. E puțin înnorat. Putem aprinde luminile LED astea de zi și dăm bice. Ia uite ce frumos. XT2-ul. Doamne ce remorcă. Doamne ce remorcă. Așa ceva mai rar. Mai ales că încarcă și baloți rotunzi. Ce să mai? Tope? Acum trebuie să fac niște baloți rotunzi. Au, ce frumos intră pe aici. Asta nu are direcție pe spate, așa că trebuie să o duc foarte larg. Plus de alta, aici la cuplaj între tractor și baloți, baloții propriu ziși, am o distanță foarte mare. Foarte mare. Așa, acum, zona în care eu trebuie să-i depozitez pe ăștia are deja o remorcă. Ați. Și va trebui să o mut pe aia de acolo. Bun, hai să decuplăm pe asta. Și o să merg cu Valtra, care e foarte silențios până ajunge la anumite rotații pe minut. Și o luăm pe aceasta de aici, care nu are autoload și pe care aș vrea să o schimb. Aici ținem deoparte baloții ca să nu ne încarce cu lag alte zone.
Și pe asta cred că am să o parchez aici. Bun. Și acum hai să vedem dacă îmi poate descărca pe una din părți. Acum sunt eu curios dacă e ce trebuie remorca. Bun, am cuplat-o. Îi voi descărca aici, cel puțin asta voi încerca să fac. Hai mai aproape un pic de gard ca să pot să mai vin cu un strat. Ăștia cred că să-i împing un pic. Un pic de avânt. Că nu-mi intră. Aia a fost. Încă puțin. Ia. Wow. Valtra are... E ridicată de la sol. Deci intră un palet întreg sub ea. Uite-te și tu. Ok, bun. Cred că suntem în regulă așa. Cred că ar fi mers un pic mai pe dreapta dacă nu mai înșel. Dar hai să vedem. În primul și în primul rând, pot să renunț la kingi? Se pare că da, putem să renunțăm la kingi. Bun. Start unloading. Dar pe ce parte? O să mă risc că nu văd partea. Aha, deci era pe dreapta. What? Left? What the fuck? Pot să văd un preview al descărcării. Și pot să merg cu el așa. Oh my god! Nu-mi spune treaba asta, că așa pot să-i aranjez cum vrea mușchiul anume. E prima remorcă care nu descarcă cum e layout-ul ei și descarcă altfel. Wow! Ok, o să vină și au colișoleacă. Și da, le-am după mine colea. Jesus, ok, pregătiți-vă că o să facem mulți baloți. Atâta zic. Și venim pe partea aceasta. Fii atent asta. Intrăm așa. Și acum am drept. Atât cât când zica. Bun, unload objects here. B. Și acum îi descarc pe toți prin animație. Și fraților, se pare că avem un... Aoleu, nu știu cum să mai zic aici. Ba da, știu. Așa. Și acum așa. Drept. Nu da! L-am atins un pic. L-am atins doar un pic. Și voi încerca să ies pe aici. Vai, ce place! Așa, bun. Trebuie să o parcă molecă. Uite, bă, că s-a și tras, frate, bun, a fost animația. Oh my god! Asta este o zi bună pentru farming. Jeez! Așa, și acum i-am depozitat pe ăștia. Uite cât de frumos, doar vin și mai urc pe ăștia sus, eventual, dacă vreau. Și pe aia mai încap un Nicole așa. Și eu cred că putem să-i punem chiar și deasupra. O să și testăm treaba asta, dacă pot să-i urc un picus mai sus. Fără să fie gliciuiți, au și un pic de spațiu între ei din câte observ. Nu știu dacă e intenționată treaba asta, făcută eu, cred că e intenționat. Orice la remorca asta este intenționat construit și îmi place foarte, foarte mult. Absolut genial! Fraților, atât pentru astăzi. Sper că v-a plăcut episodul ăsta interesant în care, uite ce am descoperit, colea așa. Și dacă știți informații care nu se găsesc așa pe peste tot sau pe care le-ați aflat din greșeală eventual sau ce, informații care nu sunt pe mainstream despre tot fenomenul de extraterestri, spuneți-le în comentarii. Până data viitoare, v-am salutat! Numai bine! O seară frumoasă! Pa!